Opșahiști de la CSM Media și-au participat la ediția din acest an a concursului național școlar de șah Elisabeta Polihroniade. Aceștia au concurat la șah rapid, blitz și dezlegări. Competiția s-a desfășurat între 21 și 24 februarie în localitatea Călimănești, județul Vâlcea. Cele mai bune rezultate au fost obținute de Andra Horhat cu două clasări pe podium, atât la șah rapid cât și la blitz, respectiv Eduard Băcilă, care s-a clasat pe poziția a treia la dezlegări. Participarea șahiștilor la această competiție a fost posibilă cu sprijinul Asociației Mediaș 750 de ani. CSM Mediaș, secția de șah, a participat la concursul național școlar de șah Elisabeta Polihroniade, turnee de șah rapid, blitz și dezlegări. S-a desfășurat în perioada 21-24 februarie la Călimănești, Cărciulata. Am avut bucuria de a avea pe podium pe Horhata Andra, care a obținut locul 2 la fete 15 ani pentru șahul rapid și de asemenea locul 3 la blitz. Iată două performanțe notabile și la dezlegări a ieșit pe locul 4 la grupa sa de vârstă peste 15 ani. De asemenea, pe podium am mai avut și pe Băcilă Eduard, care este la prima competiție oficială, care a reușit să urce pe podium pe poziția a treia la băieți 7 ani la dezlegări. De asemenea, rezultate foarte bune au avut și Blaj Laurențiu, care a ocupat locul 5 atât la rapid și la blitz și locul 8 la dezlegări. De asemenea, rezultate excelente au avut Mirila Maria la dezlegări, Simo Alexandru de asemenea la blitz și la rapid, Stechili David, care a obținut locul 4 la dezlegări și locul 6 la blitz, și am mai avut pe Băcilă Iulia, de asemenea, la prima competiție la fete 9 ani. La categoria Open 9 ani a participat Lazea Andrei, care a obținut locul 8 la dezlegări, într-o companie foarte, foarte bună și cu rezultate excelente pentru viitor.